Bună seara, stimați telespectatori! Ce v-aș putea spune? Astăzi este o zi minunată din două puncte de vedere. Eu personal n-am mai văzut o iarnă așa de frumoasă de foarte, foarte mulți ani. Am avut în 56 sau 57, sau mai bine zis iarna lui 56-57, eram la țară, se cheamă Comuna Mărăcineni, Buzău, deci în Bărăgan, și după vreo 3 zile de viscol a trebuit să deschidem ușa, care noroc să deschidem înăuntru și să cărăm zăpada în casă, ca să putem face un tunel, să ieșim undeva pe afară, ca să ne ducem după apă. A mai fost una în 64-65, dacă nu mă înșel, și tramvaile nu mai circulau pe Copou, iar la ora 2, când așeau studenții de la cursuri, 2 fără un sfert, era o coloană așa frumoasă, care, dacă te-ai fi uitat bine, era exact pe liniile de tramvai și de la distanță mare ai fi crezut că e un tramvai care se mișcă, dar un tramvai continuu, lung, așa. Da, iarna e frumoasă, a nins cu aur, ca să folosesc o metaforă, pentru că zăpada e cea mai bună apă, de fapt. Și o pătură excepțională. E o veste. A doua. Aseară am avut emoții. Emoții de bucurie. N-am pățit de multă vreme. Am văzut spectacolul, de fapt a fost un spectacol dat de România. Vedeți, nu spun nici guvern, nici președinție, de România, cu ocazia preluării președinției Consiliului Uniunii Europene. Și la sfârșit, când totul s-a terminat, am răsuflat ușurat. Am tras o singură concluzie. România se bucură de oameni deștepți. Și este imposibil să fii deștept și să nu duci bine într-un final. Dar oamenii deștepți sunt și căpoși. Unii din ei, nu toți. Și atunci când apar 2 căpoși, 3 căpoși, 4 căpoși, dacă apar 100 de căpoși, aproape imposibil să mai trăiești. De ce spun acest lucru? Acest spectacol a fost realizat, fără discuție, doar de profesioniști, dar cu totul la superlativ. La superlativ ca organizare, la superlativ ca ideatică, la superlativ ca calitate umană, la superlativ ca inovație și tot ce vreți. A folosi un astfel de prilej de a lansa o orchestră a Uniunii Europene este excepțional ca idee. Cât va funcționa această orchestră? A fost o lansare, doar o idee. Ea va fi legată de președinția României. A avea un vorbitor ca președintele Comisiei Europene, Tusk, este o mare cinste și onoare. Mai ales că a știut să scoată în relief niște caracteristici ale poporului român, pentru că mai presus de orice vorbim de neam, popor, și după aceea vine țara. A fost deosebit și pentru el, pentru că intensitatea aplauzelor după cuvântul excelenței sale a fost cu un număr mai mare de decibel decât a celorlalți vorbitori. Toată lumea s-a bucurat de glorie, ca să spun așa, dar parcă Tusk a fost deasupra. Și de ce nu? A trezit niște sentimente de mândrie națională.
de forță, de inteligență, toate prin evocarea fie a unor personalități, fie prin evocarea unor obiecte, prin a povesti despre neamului, poporului, ca continuitate de preluare a unor obiceiuri, unor tradiții, unor plăceri care s-au preluat în familie. A fost excepțional. E un politician puternic, un potențial, foarte puternic. Și toate aceste lucruri dau speranță. De fapt, dumneavoastră știți că speranța moare ultima. Toată lumea a făcut apel la coeziune. Într-un fel, la unitate. Unitate în sensul că la un car, dacă pui doi boi puternici, nu vorbesc inteligenți, că boul trebuie să fie puternic, nu inteligent. Și unul trage în hăi și altul în cea, adică în stânga sau dreapta, da, vorbit pe limbajul celui care mână carul cu boi. Să știți că nu se poate întâmpla decât un singur lucru. Să rupe oiștea de la car. Mulți dintre dumneavoastră nici nu știu ce-i oiște, da. Da, nu e nicio problemă. Unii spun inima. Dacă întrebați un copil când era mitit, el vrea să meargă pe inima căruții, să duce în spate, să așează. Da, bun. Da, am evoluat, acum discutăm de Porsche, de Mercedes, de alte lucruri, nu mai știm ce-i căruța. Noroc că ardelenii noștri la Tușnad au inventat acea plimbare de, nu știu, de oră jumate. E nu or să merge unii de oră jumate cu sane atrase de cai. Dar toți care fac acest lucru rămân cu niște amintiri de neuitat. În această seară, după cea precedentă, spun acest lucru pentru că emisiunea este înregistrată, ea este dată mâine seară, el fenomenul s-a întâmplat aseară și dumneavoastră veți găsi o necorelare în vorbirea mea, o necorelare de timp și atunci ca să vă explicați necorelarea, a trebuit să fac să precizez acest lucru. După această seară excepțională, emisiunea noastră are niște tente puțin mai deosebite. Și vă spuneam, în această seară avem ca invitați pe domnul inspector șef de la ITM Iași, George Tanasievici, de fapt l-ați mai cunoscut în emisiunea noastră, și pe domnul Ciprian Necula, director executiv, precizează dumnealui adjunct, dar eu nu vreau să mai spun adjunct, de la AJOFM Iași. Sunt doi profesioniști, doi directori de descentralizate și tot de aseară mi-a venit ideea, pentru că cel mai mare dușman al dezvoltării economice este caracatița birocrației. Ne place sau nu ne place? Și atunci o să încercăm astăzi, tot unii vorbesc de criză economică posibilă, noi sperăm să nu fie, cu toate că și noi facem parte dintr-un angrenaj, dar nu suntem atât de prinși de angrenaj și s-ar putea că, chiar dacă e va fi, consecințele asupra economiei românești să nu fie atât de devastatoare, să fie cu puțin mai mici. Haideți să încercăm să vorbim despre această birocrație văzută din punctul de vedere al conducătorii unei instituții care lucrează cu publicul. Și după aceea să încercăm să facem un exercițiu, să ne punem în locul celui care are nevoie de servicii. Pentru că, la urma urmei, statul este un instrument, ne place sau nu ne place, creat de om, care să-l servească, să fie în slujba lui. Statul nu are bani. Statul strânge bani de la fiecare din noi.
O să spună că are și el întreprindere, dar întreprinderile sale noastre. O să spună că are, i-a dat și lui Dumnezeu bogății. Nu, alea sunt ale întregului neam românesc. Și atunci fiecare de noi ar trebui să ne străduim ca banii pe care îi consumăm și să se găsească, să se găsească într-o măsură cât de mic, mai mare sau mai mică asupra individului. Deci eu nu vizez exact această discuție în cele mai mici amănunte, dar vreau cu ajutorul dumneavoastră să se înțeleagă că instituțiile publice fac eforturi deosebite de a satisface cerințele cetățeanului obișnuit, omului de la ghișeu, beneficiarului serviciilor dumneavoastră. Că întotdeauna mai există un dac, că întotdeauna nu există pădure fără uscătură și uscăturile sunt curățate, dar nu pot fi curățate dintr-o dată, trebuie să treacă timp. După aceea că nu toți copacii sunt la fel de verzi, atât de puternici, atât de falnici. Și atunci, în urma discuției noastre de astăzi, eu aș dori, sau altfel spus, urmăresc ca să existe, să creez o anumită toleranță, nu o luptă antagonică între cel care prestează serviciul și beneficiarul serviciului, ci să creez o anumită toleranță când apare pentru beneficiar o problemă, să nu privească problema cu ură, cu dușmănie, cu răutate, ci pur și simplu să încerce să înțeleagă poate este ceva. Poate este ceva. Și invers. Când sunt sesizat că cineva are o problemă, ce ar trebui să fac eu sau cum ar trebui să fac în așa fel încât aceasta să existe o conlucrare practică. Acesta este idealul. În așa fel să poți să vii în întâmpinare. Eu nu vă aleg pe niciunul dintre voi, dar îl las totuși îl invit pe Ciprian Nicula, pentru că e mai tânăr, pentru că e mai frumos ca noi. Probabil am mai multe de spus, sau nu știu. Ai mai multă experiență, da. Te-am mai invitat mai des ca domnul George Tanasievici. O să aveți timp să-l invitați și pe dumnealui. Îmi face de viste plăcere, pentru des, că, de acum încolo, avându-vă pe voi ca invitați, mai este un câștig pentru public. Îi puteți informa și cu ultimele noutăți în domeniu. Adică direct de la sursă. Iar populația este interesată. Deci, da. Domnul director, Ciprian Nicula. Referitor la actul birocratic, în ultimii ani, cel puțin în privința Serviciului Public de Ocupare, dar cred că și a tuturor instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, s-au luat măsuri de reducere a, cel puțin a documentelor necesare acordării diverselor drepturi, măsuri active în cazul nostru, cel puțin pe partea de măsuri active de stimulare a ocupării în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Noi am redus semnificativ documentele solicitate acestor persoane și vă dau un exemplu. Măsurile pe care noi le acordăm, prima de activare de 1000 de lei acordată persoanelor care sunt în evidența instituției noastre de cel puțin 30 de zile, iar ulterior își găsesc cu ajutorul nostru sau prin efort propriu un loc de muncă, beneficiază de această primă de încadrare de 1000 de lei, iar pentru a beneficia de acest drept trebuie să prezinte anumite documente. Până acum un an și jumătate, aceste documente trebuiau aduse personal, persoanele erau deja în câmpul muncii, era mai greu să părăsească locul de muncă și să ne aducă aceste documente. Acum există posibilitatea de a ne transmite aceste documente pe e-mail, scanat cu certificare conform cu originalul și noi acordăm acest drept. Deci asta e ca mod de transmitere. Dar când ai enunțat tema, mă gândeam că le-ați redus fie datorită faptului că
erau prea multe, fie datorită faptului că aveți o bază de date sau puteți să le luați de la alte instituții, în așa fel încât să nu-l mai solicităm. Aveți nevoie de aceleași informații, dar ați găsit o metodă încât să cereți cetățeanul cât mai puțin, având informațiile pe alte surse. Spre exemplu, persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj trebuie să demonstreze faptul că nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indicatorul social de referință, decât 500 de lei. Până acum, persoanele trebuiau să meargă la ANAF, să solicite această adeverință, să stea la cozi destul de mărișoare. Perioada de eliberare a adeverinței se întindea și pe o perioadă pe 2 săptămâni, 3 săptămâni. Acum ANAF-ul a dezvoltat o aplicație informatică, Patrinvenu. Noi avem acces la această aplicație și accesăm datele tuturor persoanelor, protejând în același timp datele acestor persoane. Conform legii. Conform legii, clar. Și nu mai avem nevoie de această adeverință. Noi accesăm aplicația informatică, scoatem informațiile care sunt necesare, le păstrăm în format electronic și atunci persoana trebuie să mai aducă alte documente care în momentul de față încă nu putem să le preluăm electronic. Dar este un pas important și în privința datelor personale, a actelor de stare civilă, la fel, ele pot fi transmise pe e-mail, e-mail care se află pe un server al Agenției Naționale, securizat, și există riscuri foarte mici în ceea ce privește posibilitatea ca datele persoanelor să fie preluate de hacker, de alte persoane. Și asta ziceam, că ușor, ușor și în România actul birocratic va fi semnificativ redus. Da, eu mă bucur, ați dat o veste bună telespectatorilor, pentru că ceea ce faceți este drumul spre normalitate, pe ăsta îl parcurgeți. Este inadmisibil ca eu, stat, să am o sumedenie întreagă de instituții, da, și ele să nu poată fi conexate în așa fel încât să nu o trimit omul de la ușă. Știți, asta e cam povestea aia. Vrei pălăria? N-ați pălăria. Dăm pălăria? N-ați pălăria. Sau altfel spus, faci o cerere, te duci la o ușă, ceri o hârtie, iei hârtie, te duci și o dai la altă ușă, acolo altă cerere, altă hârtie și tot în felul ăsta tot ajunge... Ceea ce ne propunem noi în perioada următoare, în acest an, este ca și în privința relației noastre cu agenții economici să găsim măsuri de a reduce birocrația. În primă fază, noi aceste măsuri le-am implementat numai în privința persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor. Urmează ca să găsim soluții și în cazul relației noastre cu agenții economici. Deocamdată agenții economici care beneficiază de subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj trebuie să vină la sediul instituției noastre printr-un reprezentant al lor și să depună lunar documentele necesare acordării dreptului. Hai să lăsăm și pe domnul George Tanasievici. Domnul inspector șef, a trecut timpul, cât aveți? O lună, două? Cam patru. Ce trece timpul, fantastic. Cum vă simțiți? Lucrați acolo de o viață, dar cum vă simțiți așa în vârful piramidei? Mai apăsat? Mai împovărat. Da. Haideți să vedem aceeași temă. Absolut. Este o temă extraordinar de importantă pentru oameni, pentru că în esență, așa cum spuneați dumneavoastră, statul oferește servicii, dar cui? Cui? Cetățenilor. Cetățeni care, și noi știm lucrul ăsta, chiar au nevoie de ele. Ai nevoie de o hârtie, de un act, îți trebuie. Și, din păcate, tu ești un singur om, te trezești pus în fața unui sistem. Cum spuneați dumneavoastră, bați la o ușă și când deschizi, vezi înăuntru așa 20-30 de angajați ai statului care câteodată poartă
sau crezi tu că ți-e greu să reușești să lupți cu toți, între ghilimele, bineînțeles. E o problemă și cred eu că se poate rezolva o problemă numai și numai din conștiința noastră. Atât a celor care vin și solicită o hârtie, cât și a celor care vor să sau trebuie să-i ofere acea hârtie. Și am observat este preocupare pentru așa. Absolut. Am observat, asta vreau să spun lucrul ăsta, că și noi ca instituție, în primul rând, sau observația mea de aici vine în primul rând, dar și cealaltă instituție, colegii noștri și-au mărit această preocupare pentru a servi, efectiv a servi pe cetățean, pentru că, repet, cetățeanul vine și are nevoie poate de o hârtie, poate de un sfat, trebuie să îl dai. Am reușit și am intrat în secolul ăsta 21, un secol al vitezii. Aici știm cu toții. Vedeți, legiuitorul așa a hotărât și a dat de cuvință ca la o cerere a unui cetățean, o petiție, oricare ar fi ea, ai un termen de 30 de zile de răspuns. Noi încercăm să-i oferim răspunsul ăsta cât mai repede, în câteva zile, cel mult o săptămână, pentru că știm cu toții, omul are nevoie. Dacă îl pui să aștepte 30 de zile, e destul de mult, pentru că acea hârtie la rândul lui o duce la altă instituție și tot așa. Și dacă fiecare îl așteaptă, îl pune să aștepte 30 de zile, din păcate trece viața noastră pe lângă noi. Deci o preocupare a dumneavoastră o preocupare de a scurta de a foarte mult termenul de timp rezolvare. Cât mai scurt. Absolut. Orice soluție, da. Și așa cum spunea și colegul nostru, reușim prin această informatizare, prin era asta, tehnologiei informatice în care am intrat cu toții. Acum nu mai discutăm de petiții care vine cineva și ți le scrie pe o hârtie și ți le aduce la inspectorat. Nu, acum primim foarte multe, aproape 80%, poate 90% dintre ele le primim pe mail, electronic și la fel încercăm să rezolvăm și să le acordăm înapoi tot electronic persoanelor. E un fenomen care e dezvoltat în întreaga lume și ținem și noi foarte, foarte mult. Domnule director, dacă ați face o analiză a petițiilor, ca să le spunem, indiferent că sunt scrise pe hârtie, că vin electronic, altă modalitate de a rămâne scrise nu prea cunoaște, mai faxul, dar tot electronic într-un fel. Cam cât la sută vin scrise frumos de mână și trimis o scrisoare sau lăsată la un ghișeu și cât la sută vă vine electronic? Am zis cam 10%. Vă vine electronic? 10% ne vin scrise de mână. 10% sunt oameni care efectiv restul vine electronic, să știți. Și la noi la fel. S-au învățat, oamenii s-au învățat extraordinar de mult. Să știți, acum primim mail-urile de pe telefon, nu mai stă nimeni la un calculator, așa am crescut noi, în fața unui ecran să compui un mail. Nu, acum omul și-l compune, eu știu, mergând pe stradă sau stând în autobuz între două stații, compune imediat o întrebare, o trimite de pe telefonul lui, ajunge automat la noi și o registrăm. Vedeți, stimați respectatori, nici nu ne dăm seama ce rapidă este evoluția societății românești. Absolut. Nici noi ne dăm seama. Doar așa, analizând niște aspecte, dintr-o dată, eu am rămas surprins, mă gândeam să fie un 10% pe sisteme moderne de comunicație invers. Și restul. Și când acolo este invers. Pentru că mi-ați dat o veste bună, haideți să facem o surpriză plăcută și Teleemului, să-i dăm posibilitatea să facă puțină publicitate. Deci, publicitate.